Fetița de 11 ani, care acum o lună și jumătate a fost lovită de o ambulanță la Bălți pe o trecere de pietoni, a fost externată și urmează un tratament la domiciliu. Copila a stat mai bine de 3 săptămâni în comă în secția de reanimare a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, ulterior fiind transferată în secția neurochirurgie pentru o perioadă de reabilitare. Potrivit ofițerului de presă al spitalului Maxim Cazacu, starea de sănătate a fetei este bună, merge singură, însă în urma traumelor suferite va fi nevoie de câteva proceduri îndelungate de masaj și kinetoterapie. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Bălți, Eugenia Molceanov, spune că șoferul ambulanței riscă dosar penal, iar în prezent este cercetat în stare de libertate. Amintim că în data de 18 mai copila a fost lovită de o ambulanță în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Bălți. Salvarea avea girofarul pornit, însă fără semnal sonor.